Starea de alertă va fi prelungită cu încă 30 de zile, începând cu 13 aprilie. În schimb, toate localitățile vor putea permite circulația persoanelor în afara locuinței, noaptea de Paște, în intervalul orar 8 seara, 5 dimineața, pentru participarea la slujbele religioase. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu spune că vaccinarea unui număr cât mai mare de profesori și testarea elevilor sunt cele două condiții ca școlile să se poată redeschide. Medicul Alexandru Rafila spune că numărul românilor infectați cu SARS-CoV-2 va scădea peste 30 de zile și că această previziune se bazează pe situația actuală din spitale. Arheologii au descoperit un oraș vechi de peste 3400 de ani în Egipt, în apropiere de Valea Regilor. În interiorul construcțiilor, arheologii au descoperit unelte, bijuterii, vase colorate de ceramică, dar și un blazon cu sigiliile faraonului. Și Arsène Wenger este acum șeful FIFA pentru dezvoltarea globală a fotbalului. Fostul antrenor al lui Arsenal dorește ca o nouă tehnologie să fie implementată la Cupa Mondială din Qatar. Un sistem complet automatizat care să anunțe arbitrul asistent atunci când un jucător este în offside.